O sumă de 268.000 de lei poate face diferența între viață și moarte. În cazul unei sibience bolnavă de cancer de piele, viața Claudiei Murariu s-a schimbat în anul 2009, însă nu în felul în care ea își dorea. Pentru ca viața ei să nu se sfârșească, are nevoie de ajutorul nostru. În mediul online și offline, cazul Claudiei devine tot mai cunoscut. În urmă cu 5 ani, tânăra a aflat că suferă de melanom malign și a fost operată. Când totul părea să meargă bine, în vara anului trecut, cancerul de piele a revenit. Claudia are nevoie de ajutorul tuturor sibienilor pentru a trece peste o etapă foarte dificilă din viață, și anume acest cancer de piele. Este o boală foarte dură, practic cea mai severă formă de cancer, și are nevoie de acești bani pentru a începe un tratament care asigură o șansă foarte mare de supraviețuire în acest caz, undeva la 90%, ceea ce este enorm în cazul cancerului. Singura ei șansă este un tratament de ultimă generație pentru această boală. Pentru a strânge banii necesari lui, o fundație va organiza în Sibiu mai multe evenimente. Pentru a strânge acești bani am demarat o campanie, Șanse pentru Claudia, care va avea foarte multe evenimente la nivel local, piese de teatru, se va organiza și un cross pentru Claudia, iar primul eveniment pe care îl avem în această campanie este chiar în această duminică la 9 martie, în Parcul Subarin. Se intitulează Citește o carte și așteptăm pe toți doritorii care vor să sprijine acest proiect să se alăture cauzei și ne vedem acolo la ora 12. De asemenea, două conturi stau la dispoziția celor care vor să salveze o viață.